Polițiștii rutieri sunt mereu alături de cetățeni și asigură siguranța pe toate drumurile din Mehedinți. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, împreună cu specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți, au desfășurat o acțiune pe linia depistării și sancționării conducătorilor auto care conduc după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Gata. Trageți muștucul, vă rog. Așteptăm rezultatul. Rezultatul care este 0. Așadar, polițiștii mehedințeni au acționat în principal pentru depistarea persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive. Context în care, după oprirea în trafic a autovehiculelor, i-au testat pe conducătorii acestora cu aparatele alcool test și drug test. În această noapte, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, au efectuat o acțiune cu privire la impunerea legislației rutiere. Acțiunea a avut drept scop prevenirea, sancționarea și depistarea conducătorilor auto care s-au aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe. Atragem atenția pe această cale conducătorilor auto despre faptul că substanțele psihoactive încetinesc timpii de reacție, funcțiile vizuale și funcția de percepție. Pe de altă parte, activitățile s-au desfășurat și în scop informativ-preventiv, una dintre activitățile desfășurate de specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți a constat în aplicarea unui chestionar în vederea realizării unui studiu privind consumul de substanțe psihoactive în rândul conducătorilor auto din România. În cadrul activităților, polițiștii secției de poliție Baia de Aram au depistat în trafic un bărbat de 51 de ani din comuna Bala, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Bala, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,87 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii secției de poliție Baia de Aram au mai depistat un alt conducător auto, care fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,12 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Față de bărbat a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă, iar ca măsură complementară a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 90 de zile. Acțiunile preventive și combative privind consumul de alcool și substanțe interzise la volan vor continua și în perioada următoare.